Astăzi este sâmbătă, 19 ianuarie 2013 și mă aflu în municipiul Câmpina din județul Prahova, unde particip la expoziția Columbofilă Județeană a UCPR Prahova. Acum stau de vorbă cu unul dintre campionii UCPR din ultimii ani. Este vorba despre domnul Mitrescu Iulian din localitatea Filipești de Pădure. Vă salut, domnul Iulian, ce faceți? Tot așa pasionat de porumbei? Da, foarte pasionat, chiar mai rău. Ce faceți? Cum a fost 2012, una peste alta? Sunteți mulțumit de rezultate? Da, acceptabil. Am jucat în cadrul FCPR anul acesta. Anul trecut, de fapt. Da, anul 2013. Am trecut de la UCP la FCPR. Rezultatele au fost puțin mai slabe. Anul acesta ne-am întors înapoi la UCP. Știu că, dacă nu greșesc, în toamna lui 2012 ați zburat un derby cu puii la Nicolaev. Dacă... Cât a? Am angajat 56 de puii. Au venit 34. Primul porumbel a sosit cu ori avans pe Victoria Furiș. Bun, frumos! Tatăl meu este locul nou mare fund național, iar mama e din vechi porumbei de Van Hast. Ce distanță aveți până la Nicolaev, domnul? 528 km. Am înțeles. Deci ați rămas același fondist, da, veritabil, nu? Da. Chiar anul acesta m-am întărit. Am adus din două crescătorii care în anii de urmă au fost celebre. Porumbei de la domnul Vâlcu, care erau și în spatele porumbeilor mei de bază. De la domnul Olar am adus 56 de porumbei. Fabri, Ion, Bricu. Iar de la domnul Alexandru am adus 78 de porumbei. Alexandru Dinic, nu. Florentin, scuze. Florentin, da. Da. Am adus, iar de la domnul din două ofice din Moscova și unul din linia băieților Maruse. Și toți acești porumbei îi păstrezi pentru tine la matcă, Iulian? Îi încrucișez între ei și cei mai buni care vor da rezultate îi introduc în porumbei mei din Van Hast. Da. Ce mai zici altfel? Cum mai merg treaba? Cu ce numeric mai zbori anul ăsta? Cu ce numeric vrei să începi în 2013? De 60 de porumbei. O să fie un an care o să trec la Văduvie. Vreau să zbor fond și maraton Văduvie. Ceva în premieră pe zona aici. Ți-ai luat notițe pentru... Da, ți-ai făcut planul de atac și asta? Da, totul e pregătit. Da. Iulian, spune-mi, te rog, în obținerea unor performanțe columbofile de vârf la nivel județean și național, ce consider că are o mai mare importanță? Valoarea genetică și sportivă a unui porumbel sau pregătirea pe care o asigură crescătorul? Dacă vorbim de fund și maraton, contează și valoarea genetică care o are porumbelul nostru. Și celelalte categorii, viteză de mișcare în general, azi contează mult pregătirea porumbelului. Da. Zborurilor cu pui, ce importanță le mai acorzi acum? Anul acesta am făcut testul care l-am făcut, am angajat toți puii la derby 528 de km. Dar am înțeles că... 34 din 56. Ai niște metode personale, așa, și originale de antrenare a lor, da? Da, foarte. Pentru că în cadrul FCPR, la primul zbor de Bruno, am avut 3 lansări la ora 20-30 de la Brâșnov, în jur de 70 de km aerian. Deci ai dus la 8:30 seara, nu? Și au sosit, după timpul nopții, întuneric, 16 porumbei în prima zi și restul toți a doua zi dimineață. Bun. La primul Bruno am avut două. Deci la primul concurs, prim, da? 830 și ceva de kilometri, nu știu. Bun. La celălalt Bruno, fica celui care a luat locul pe Victoria Florești, a luat la următorul Bruno. La Praga am pierdut-o pe ea, iar cei mai buni porumbei angajați la Bruno sosiți, am angajat la Berlin, a sosit decât un singur porumbel întârziat. Deoarece suntem foarte dezavantajați la zborul de Berlin, noi Praga. Da, deci e din cauza lanțului muntos, nu? Da, cred. Trec două lanțuri muntoase, deja porumbei, dacă vă uitați pe hartă, când intrau porumbei, nu treceau munții în Prahova, Buzău, foarte greu intra porumbei. Da, exact, și sunt și ultimii kilometri parcurs și ultima 100 kilometri. Da. Pe Moldova poate intra porumbei mult mai ușor de la Berlin decât la Moldova. Anul acesta, înțeles că ruta de zbor va fi... Ucraina, cred că totul ce pe cum e? Cum se pare Ucraina pentru tine? O rută bună? Da, cum se pare? Am auzit... Ai mai zburat pe Ucraina? Nu, în 2010 trebuia să ieșim în Ucraina și nu s-a zburat decât până la Caplan și după aceea ne-am dus în Polonia. Deci nu ai în crescătorie porumbei care au zburat pe Ucraina până acum, nu? Nu, dar cred că e mult mai ușor decât
pe ruta pe... Deci ataci Ucraina, să zic așa, cu încredere maximă, nu? Am verificat crescători care au zburat pe Polonia și s-au dus în Ucraina și au avut rezultate cu aceiași porumbei. Cu aceiași porumbei, nu? Chiar sunt prezenți în expoziția de astăzi. Unii vorbesc că dacă un porumbel e obișnuit, de exemplu, să zboare un fond sau un maraton pe o anumită direcție, dacă îi schimb direcția cu cel puțin 90 de grade... Da, văd că porumbei de maraton și fond se poate orienta de mai multe puncte de cardinare. Cei de viteză nu. Cred că ăia se pierd când îi mutăm dintr-un unghi în altul. Iulian, dacă când îți antrenezi, de exemplu, privat, porumbei pentru etapele de maraton, îi antrenezi întotdeauna pe direcția de zbor? Nu neapărat. Pregătirea încep de mici, direcții diferite. Dar ultimele antrenamente, de exemplu, înaintea angajării la un concurs de fond greu, sau de maraton, o faci întotdeauna pe antrenamentul, faci întotdeauna pe direcția de zbor? Da, da. Întotdeauna. Și la ore mai întârziate? La ore să fie cel puțin după ora 16. Da, am înțeles, îl calcul. Peste 800 se poate lansa și mai târziu. Da. De la 2013 ce așteptări ai? Dacă vizezi, ce rezultat ai vizat la nivel UCP, la nivel național? Știu că în anii precedenți ai avut rezultate foarte bune la nivel național. Ce așteptări ai de la 2013? Cred că 15 porumbei la viteză de fond, restul toți, 70 de porumbei va participa peste 500. Deci la tine grosul 2-3 merg la fond, nu? Da, da. Sper să am rezultate cât mai bune. În anii din urmă, 2011, am avut locul 4 național fond, în 2010 am avut locul 5 național fond. Sper și anul ăsta să fie mai bun. Eu sunt convins că vei avea rezultate bune, pentru că știu că ai păsări de valoare. Da. Ești un crescător foarte priceput și pui multă pasiune în pregătirea lor și sunt convins că îți vei atinge toate aceste ținte. Îți mulțumesc mult, Iulian, pentru amabilitate. Te felicit pentru rezultatele obținute în decursul ultimilor ani și pentru 2013 îți doresc mult succes în continuare. Mulțumesc pentru interviu și sper să ne vedem la anul și să vă prezint rezultatele. Sper să fie mult. Atunci îți promit că o să vin în crescătorie și poate îmi prezinți campionii chiar la mână, așa să zic. Porumbei care i-am introdus noi acum. Exact, exact. Mulțumesc mult încă o dată. Sper să veniți la mine la zborul de la Nicolae sau cel care va fi de 500 la anul, să așteptăm porumbei împreună. Dacă o să fiu în zonă, o să trec. Porumbei noi care i-am adus, îi angajez toți puii care vor ieși din ei, îi angajez pe toți la 500 și din ei îmi selectez câțiva și introduc în linia veche de Van Hasanata. De Van Hasanata, nu? Da, care merg de la 100 la 1. Am avut la toate categoriile prezență în expoziția națională. Bravo, te felicit. În același porumbel. Vă prezint și porumbelul în tablou, că nu mai trăiești. L-ai pus în tablou deja, nu? Bine, Iulian, îți mulțumesc mult încă o dată și îți doresc mult succes în 2013. Și eu vă mulțumesc. Sănătate.